Cu mare plăcere vă spun bună ziua și nu bună seara. Știți că este bucuria, una din bucuriile primăverii. Și dați-mi voie, dragi prieteni, să salut cu multă bucurie pe domnul Dan Romașcanu. Ne reîntâlnim în edițiile Universul la Feminin cu domnia sa. Pentru foarte mulți dintre noi, dintre voi, este un bun prieten de internet și nu numai, trecând dincolo de internet, pentru că internetul este numai o cale de a lega oamenii, de a-i face să fie împreună pe cei care gândesc frumos. Domnul Dan Romașcanu, pasionat de cultură, competent comentator de film și nu numai, cu recenzii deosebit de bine primite de noi toți, recenzii în materie de film, romane, spectacole. Vă spun bine ați venit și dați-mi voie să am câteva cuvinte de deschidere, după care am să vă dau cuvântul, dacă sunteți de acord așa. Bineînțeles, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat-o și totdeauna întâlnirile cu dumneavoastră vin de la sine, sunt foarte naturale și mie îmi place acest gen foarte mult. Ideea temei a pornit de la recenzia pe care ați făcut-o dumneavoastră unui roman, Fica Măcelarului, al cărui autor este Ianiv Iscovici, tradus și publicat la editura Humanitas. O să vorbim puțin despre asta. Este un roman câștigător Wingate Literary Prize 2021, o poveste irezistibilă într-o Rusie de secol XIX. Discuția ne va prilejui pătrunderea în acea lume, pentru că ne-am gândit să o facem în acel timp și spațiu, într-un anume orizont în care mulți evrei își vor fi găsit deja rădăcinile sau poate după această ediție vor căuta să și le identifice, să le găsească. Vom vorbi apoi și despre Haim Topol, cel care ne-a părăsit chiar în acest martie, săptămâna trecută, și care a întruchipat, identificându-se cu rolul din Scripcarul de pe acoperiș. Vom vorbi câteva, îl vom rememora aici și mă simt fericită și onorată că putem să facem asta și vă invităm să ne fiți parteneri în această ediție, ca întotdeauna, dar aveți chatul aici unde ne și vedeți, aveți chatul acestei emisiuni pe Facebook și vă rugăm să nu ezitați să interveniți și mulțumesc doamnelor care deja au făcut-o și o să citesc câte ceva din ceea ce ele au spus. Avem un program bogat și aș vrea să vă dau dumneavoastră cuvântul ca întotdeauna să deschideți tema. Mulțumesc foarte mult! Încă o dată este o plăcere întotdeauna să discutăm cu public sau fără public, în acest caz cu public, și pentru că ați menționat comentariile, este posibil ca unii dintre prietenii noștri să vadă doar înregistrarea, deci nu transmisia live. Comentariile pe Facebook sau pe alte mesagerii electronice sunt întotdeauna binevenite și după emisiunea live. E o mare plăcere să discutăm despre o carte care m-a pasionat. Am petrecut câteva zile de lectură splendide în compania ei. Aceasta este cartea, deci se numește Fica Măcelarului. Imediat voi spune câteva cuvinte despre titlu. Scriitorul este un scriitor israelian, se numește Ianiv Iscovici. S-a născut în 1975. Trăiește în Israel, dar a studiat la Oxford și în Statele Unite. Deci, și s-a întors, este profesor de filozofie la Tel Aviv, la Universitatea din Tel Aviv. O personalitate în sine și un scriitor excelent. Ați menționat recenzia. Trebuie aici totuși să aduc un credit și celor care au găzduit prima ediția Princeps aceste recenzii. Este vorba despre revista Familia din Oradea. Deci revista Familia este numărul 1, 2023. Este revista în care revista lui Iosif Vulcan, înființată Iosif Vulcan în 1865,
revista în care știm cu toții că a debutat Eminescu. Deci sunt onorat să fiu de 2 sau 3 ani colaborator al acestei reviste și scriu în special pentru revista Familia, scriu despre cărțile scriitorilor israelieni, cărțile scriitorilor de limbă ebraică din Israel, care sunt traduse în România. Și spre bucuria mea sunt multe și bune, publicul, cititorii din România au avut ocazia și au ocazia de a cunoaște pe cei mai buni dintre scriitorii israelieni, pe Amos Oz, care are o ediție de autor tot la editura Humanitas Fiction, unde a apărut și romanul Fica Măcelarului, David Grossman, Edgar Keret, mulți, mulți alții sunt cunoscuți cititorilor din România, vizitează România, s-au întâlnit cu cititorii în cadrul târgurilor de carte sau al lansărilor de carte speciale pentru cărțile lor, lucru care s-a întâmplat de altfel și cu Iani Vițcovici. Despre ce este vorba în această carte? Este o poveste istorică, un roman istoric, un roman picaresc, dacă vreți, a cărei acțiune se petrece cam cu 2 secole în urmă, în spațiul din care provin mulți dintre evreii care au trăit în România în perioada interbelică și descendenții lor care sunt, unii dintre ei mai trăiesc în România, foarte puțini, mulți alții sunt răspândiți prin toate locurile din lume. Acest spațiu este spațiul în partea austro-ungară, se numea Galicia, partea rusă se numea zona de rezidență. Deci este spațiul aproximativ în care se află astăzi Ucraina, țările Baltice și partea de răsărit a Poloniei. Spațiul în care, începând cu secolul XVII-XVIII, era concentrată cel puțin jumătate din populația evrească a lumii și o mare majoritate din evrei așkenazi din lume. Iani Vițcovici este un descendent al acestor evrei care trăiau în acea perioadă. În interviurile sale el povestește despre partea de documentare a romanului său și mărturisește că bunicii săi erau răspândiți pe teritoriul la ceea ce sunt astăzi 4 țări diferite, deci Ucraina, România, Slovacia și Austro-Ungaria. Vroiam să mergem la legătură, nu considerăm că ne întrerupem, intervin pentru că îmi doream mult, știți că v-am spus, să intrăm la legătura de suflet pe care autorul o are cu zona respectivă prin bunicii lui. Vom ajunge la ales. Da, da. Vom ajunge la ea cu bunicii lui și părinții vorbitori de limba română și cu limba română pe care a auzit-o în casă și pe care suspectez că o cunoaște ceva mai bine decât lasă să se vadă. Nu l-am auzit în interviuri niciodată vorbind românește, dar asta nu înseamnă că nu înțelege foarte bine, dar sunt oameni care nu vorbesc o altă limbă dacă nu sunt convinși că o stăpânesc foarte bine. Poate că asta exact, e cauza. Exact. Cartea este deci un roman, cartea este o poveste de ficțiune. Cei care suntem puțin familiari cu literatura acestui spațiu, de exemplu cu povestirile lui Shalom Alehem, vom recunoaște imediat acest spațiu, deși actuala se petrece cu puțin, cu cam poate 100 de ani înainte de Tuvia Lăptaru și eroii din jurul său, sau eroii lui Isaac Bashevis Singer, un alt mare scriitor de limbă idiș, care a cărui majoritatea cărților sale se petrec tot în aceeași zonă. Dar abordarea lui Iani Vițcovici este puțin diferită. Și nu pot aici să nu remarc că Vițcovici scrie despre o lume trecută, despre care au mai scris și alți scriitori, dar perspectiva sa este într-un fel o perspectivă a secolului 21. Câțiva dintre eroi săi au, ce vom vedea imediat, și o putere și un caracter și o putere simbolică. Despre ce este vorba?
Romanul începe cu descrierea unor fragmente din presa vremii. Presa vremii în care apar anunțuri de, am spune, de mică publicitate, anunțuri în care soțiile își caută soții. Soții plecați într-o peregrinare necunoscută. Exista deci un fenomen, și acest fenomen era, se pare, destul de răspândit, al bărbaților care își părăseau casa în căutare de ceva, ceva diferit. Viața evreilor în acea perioadă nu era simplă. Zona de rezidență este, de fapt, zona în care evreii aveau voie să circule, însă accesul lor în cea mai mare parte a altor zone geografice ale Imperiului Rus era foarte limitată. Precum și limitate erau și drepturile economice, deci puteau să profeseze numai anumite profesii, puteau să facă anumite feluri de mers. Studiile superioare erau în mare parte inaccesibile sau foarte greu accesibile. Și atunci bărbații plecau, uneori din fervoare religioasă, și cunoaștem fenomenele de mesianism care apar în orice societate închisă și care fierbe prea mult în interior, până când ajunge la un punct în care aproape explodează. Plecau, alții își abandonau credința sau cel puțin părțile practice ale credinței evreiești și încercau să se integreze în mod accelerat în societatea laică, ascunzându-și sau punând pe plan secundar evreitatea, uneori schimbându-și numele, altor rămânând evrei, dar nu în interiorul caselor lor. Femeile rămâneau singure, câteodată cu familii, și își căutau, și felul în care își căutau bărbații începeau prin a da anunțuri la ziare. Așa începe romanul. Două femei, și de la început vorbeam despre perspectiva modernă. Este un roman feminist, dar și feminist în sensul cel mai activ și cel mai deschis al cuvântului pe care îl pot găsi. Sunt două eroine, de fapt sunt trei eroine feminine, aș putea spune foarte puternice, care fiecare se confruntă cu problemele societății în care trăiesc, de familie, și abordează viața în mod foarte, diferit. Două dintre fete sunt surori, și pierduseră mama la o vârstă foarte fragedă, care trăiesc în maritate într-un cele sate ștetelor cu populație majoritar evreiască care existau în zona de rezidență. Fanny Caseman, deci cea care este, va fi deveni... O secundă, în găduința dumneavoastră voi închide camera pentru că internetul este destul de fragil și aș vrea să nu se piardă ceea ce spuneți și voi deschide când vă întreb ceva, da? Bine, închid camera. Vă rog, continuați. Deci, soțul Zvi Meir, soțul uneia dintre fete, Mende, dispare. Dispare și dispare fără de acasă, își părăsește domiciliul, își părăsește copiii. Mende încearcă să nege la început dispariția soțului, îl consideră plecat poate pentru o călătorie de afaceri de câteva zile și apoi încearcă să se sinucidă. Nu reușește, fata, sora lui și sora lui Fanny decide să plece în căutarea lui Zvi Meir, să-l aducă înapoi acasă. O asemenea călătorie pentru o femeie singură în spațiul acela geografic și politic foarte ostil este extraordinar periculoasă. Și restul cărții este de fapt o călătorie, am putea spune, de stil picaresc, în care Fanny va pleca în căutarea cumnatului,
pentru a-l readuce acasă sau cel puțin pentru a înțelege motivele plecării acesteia. Din toate punctele de vedere, Fanny este o răzvrătită. Este o răzvrătită care își, a cărei acțiune iese din orice normă socială, din ceea ce femeile făceau. Deci era oarecum permis ca bărbații să-și părăsească locul, familia și locul în care trăiau. Ca o femeie să-și părăsească copiii și să plece, să dispară, pur și simplu era ceva aproape nemaivăzut. Și vom urmări aceste personaje, o vom urmări pe Fanny, vom urmări ce se întâmplă în casa în care, pe care a părăsit-o, cu soacra ei, o altă figură, figura soacrei în literatura evrească, se pot scrie studii și purta discuții. Poate odată facem o discuție despre... Ascultându-vă, pentru o mică așa intermezzo, ascultându-vă m-am gândit, pentru că mie așa îmi joacă capul peste, m-am gândit la câte teme am putea să abordăm, pentru că este vorba de un fel de feminism deloc specific epocii respective și care totuși era specific vieții evreiești din ștetl, la un moment dat. Ori asta în sine este o temă, ca să nu spun tema micilor, să spunem, comunități evreiești în care existau de toate. Vă las să continuați pentru absolut că avem ascultătoare multe. Da. Vă rog. Fanny se va întâlni cu doi bărbați care o vor ajuta în călătoria sa. Doi bărbați care sunt amândoi evrei la origine, dar care căzuseră victimă unui alt fenomen social care se întâmpla în vremea aceea. Deci ne aflăm, perioada în care se petrece acțiunea este cam 1870, deci sunt deceniile de după războiul Crimeei. Deci aceștia doi fuseseră, sunt foști soldați în armata rusă, înrolați cu forța. Deci evreii nu aveau, fenomenul acesta s-a petrecut de altfel în multe locuri ale lumii în Europa de răsărit. Era și cu arcanul, deci era și în... Nu numai era cu arcanul, chiar felul în care sunt luați soldați este luarea, prinderea tinerilor cu arcanul, exact cum citim și în Creangă, în amintiri din copilăria lui Creangă, nu în context evreiesc, într-un context diferit, dar metoda aceasta era practicată. Evrei înstăriți reușeau prin bani, prin relații, să-și elibereze copiii, dacă aceștia cădeau pradă acestei recrutări forțate, și cei care până la urmă erau, rămâneau să facă acest serviciu militar, erau copiii evreilor săraci. Deci apar încă două personaje masculine, pe care cheamă Zizek și Pavel, care sunt, de fapt, evrei care fuseseră raculați cu forța. Serviciul militar era de 15 ani. În cadrul serviciului, mai devreme sau mai târziu, după câteva luni sau după câțiva ani, tinerii evrei se converteau la creștinism și ieșeau din ei soldați sau altceva. Pentru că apare aici o altă variantă care, încă o dată, este o reflecție a personalității și o abordare modernă. Unul dintre ei devine un soldat feroce, o mașină de ucis, vestit prin capacitățile sale și performanțele sale militare. Celălalt însă este cel care are prestigiu și mai mare. Și acesta este cel care devine un pacifist avant la lettre. Devine funcționar și adiutant al comandantului regimentului și în timpul războiului Crimeei folosește tot felul de tertipuri, sfătuindu-l tot timpul pe comandantul său unde să se retragă, în așa fel încât regimentul să nu fie pus la bătaie pe linia frontului. Și în felul acesta reușește să manevreze tot timpul războiului și să-și salveze tovarășii de arme și câștigă un prestigiu extraordinar. Acest prestigiu, de fapt, îl va fi foarte folositor lui Fanny. Cei trei vor forma o alianță și vor continua căutarea.
Pe urmele lor se află un inspector de poliție pe care mi-l imaginez un tip înalt cu sabie și cu o mustață, așa ca la precum cunoaștem din filmele de epocă. Îl cheamă Novak și cu personajul acesta se vor întâmpla lucruri interesante, dar nu vreau să povestesc prea mult pentru că aș vrea să las plăcerea celor care să sintetizăm puțin tema. De fapt, e greu de sintetizat o asemenea temă și motivele care au stat la originea abordării de către autora temei. Asta ne-am lămurit că sunt cele personale în mare măsură, dar iată că ea are și valențe extrem de interesante și actuale. Și, pentru că dacă vorbim de o serie întreagă de lucruri, ele se pot transpune în epoca de acum. Mi se pare, da. Vreau să spun. Este foarte exact ceea ce spuneți și aș adăuga faptul că prin personajele sale autorul Jani Viscovic încearcă să propună o abordare care este în același timp și evreiască și dar și foarte specială, într-o direcție complet diferită. Noi, cei bănuiesc că o mare parte din cei care ne văd facem parte din categoria evreilor care nu suntem foarte practicanți, deci, și avem o imagine despre lumea evrească religioasă ca o lume foarte obedientă. Ei bine, unul dintre personaje, celălalt personaj principal cheie, deși el apare în carte abia la sfârșit, este Tzvi Meir, cel care a fugit de acasă și care a fugit în căutare, a fugit, dispare și în căutarea căruia pleacă Fanny. Acesta este și el un răzvrătit, dar este un răzvrătit într-un fel foarte diferit, care încearcă să fie răzvrătit rămânând în cadrul lumii rabinice în care a fost format. El este cel care pune întrebări și întrebări foarte dificile profesorilor săi. Și nu găsește răspunsul, nu găsește răspunsul printre rabinii locali, nu găsește răspunsul în școala rabinică și pleacă în căutarea unui rabin faimos care poate îi va da acesta răspunsul. Întrebarea lui este cum pot fi învinuiți Adam și Eva de păcatul originar dacă ei de fapt încă nu gustaseră din mărul cunoașterii, din pomul cunoașterii, mărul din pomul cunoașterii și nu aveau încă concepția despre bine și rău. Cu alte cuvinte, ca să traduc în termeni puțin moderni, în termenii filozofului Jani Viscovici, cum poate să existe credință fără înțelegere? Deci este vorba despre o discuție filozofică, simbolică, care se duce prin personajele cărții. Titlul în limba ebraică, de altfel, este foarte diferit. Titlul este Tikkun Aharei Hatzot. Deci se poate traduce, deci Tikkun este schimbare, reparare și este și un proces prin care la care este dator orice evreu din lume, acela de a îmbunătăți, de a face lumea din jurul său mai bună, mai frumoasă, Tikkun Olam. Deci acest concept îl pune în inima personajelor sale. Însă abordarea fiecăruia dintre personaje este foarte diferită. Cartea, de altfel, a fost publicată în 2016 în ebraică. S-a bucurat de un succes relativ. Deci în Israel a primit două premii destul de importante în context local, dar a devenit faimoasă numai în special prin traducerea sa. Prima ediție a apărut în Anglia în 2019. Iar în 2021 a primit premiul Wingate. Poate să spun două cuvinte despre acest premiu. Premiul Wingate este un premiu acordat cărților publicate în limba engleză. Și când spun publicate în limba engleză, poate fi vorba despre cărți originale, poate fi vorba despre traduceri ale altor cărți. Poate fi vorba despre cărți de ficțiune sau poate fi vorba despre cărți documentare. De-a lungul timpului au câștigat acest premiu Amos Oz și David Grossman în traducerile lor, dar și scritori neevrei cunoscuți
Zadie Smith, Nicole Krauss, deci cei care au scris despre teme evreiești, care au pus în practică ceea ce este scopul. Scopul acestui premiu este de a recompensa cărțile care translate the idea of Jewishness, deci pun în cuvinte ideea de evreitate. Chiar întâmplător, în aceeași zi în care a avut loc festivitatea de decernare a premiilor Oscar, a avut loc și festivitatea de decernare a premiului Wingate pentru anul 2023. Ei, dacă tot ați deschis acum o mică paranteză, mai ales că tema noastră este o temă grea, o temă filozofică, o temă care visează, poate și visează, dar vizează în orice caz aspecte ale existențiale la epocă, existențiale poate și de-a lungul secolelor. Așa că luăm o mică pauză pentru că aș vrea să pun acea întrebare, pentru că tocmai s-au încheiat festivitățile de decernare a premiilor Oscar și vroiam să spuneți dumneavoastră ce vreți în legătură cu ele. Nu vreau să vă întreb cum v-au plăcut sau nu, pentru că să nu intrăm în, eu știu, da, vă ascult. Am să vă spun că a fost un an, deci 2022, deci premiile Oscar ediția 2023 recompensează filmele care au avut premiera în 2022. Au fost câteva filme bune, câteva filme care mi-au plăcut în 2022. Nu aș spune că filmul care a luat 7 premii, inclusiv premiul pentru cel mai bun film, titlul în românește este, cred, Orice, Oriunde, Oricând, are chiar o traducere foarte bună cu ou în limba română. Este o fantezie științifico-fantastică, un film care pe mine m-a pierdut la un moment dat. Sunt un foarte mare amator de filme științifico-fantastice, mai puțin în genul de fantezie însă, și partea de fantezie domină și este realizat într-un ritm nebunesc, o performanță de acrobație cinematografică care te uluiește ca la un spectacol de circ, stai și te uiți în sus și ești uluit de ce fac acrobații acolo sus, sub zboară și dansează sub în aer, sub cupolă. Dar nu m-a emoționat. Au existat câteva alte filme care mi s-au părut mai interesante, mai umane, mai apropiate de problemele noastre, inclusiv un film pe care îl recomand, Familia Fableman, cel mai recent film al lui Steven Spielberg, care are și el o temă care atinge lumea evrească, este un fel de autobiografie a maturizării băiatului care a fost Spielberg și felul în care a ajuns la cinematografie. Deci cam atâta despre Oscar, dar vă rog, duceți-vă la filmul, să vedeți și filmul care a luat marele premiu. Neapărat. Sunt multe șanse ca mulți dintre dumneavoastră să vă placă și să fiți uluiți de acrobațiile de sub cupolă. Apropo, aș vrea să, dacă am lăsat cumva impresia, pentru că am vorbit puțin despre filonul filozofic, aș vrea să nu las cumva impresia celor care ne privesc că Fica Măcelarului ar fi o carte grea. Nu e vorba de grea, e vorba de e o carte scrisă într-un stil alert, o carte care se citește ușor, sigur că da. Nu, pentru un evreu sunt probleme, multe dintre ele pe care și le pune un evreu. Sunt probleme, probabil și alte, nu vorbesc acum neapărat despre, dar există o anume specificitate, o anume tristețe a umorului, un ceva care nu e neapărat vesel în interiorul omului. Și atunci, sub aspectul ăsta, am spus că este o temă complexă, poate nu grea, dar este o temă complexă, este o temă existențială, vizează modul de abordare al vieții și din punct de vedere al părților comune pentru toți evreii, dar iată și niște personaje care înaintează înaintea vremii lor.
foarte interesant. Exact, a spus foarte bine, a descris foarte bine atmosfera cărții. Nu ezit să-l pun pe, să pun acest roman al lui Iscovici alături de încoace de cărțile lui Bashevis Zinger sau povestirile lui Shalom Aleichem, pentru că și la acești doi mari scriitori evreitatea se există în subiect, există în personaje, însă nu vine ca o încărcătură, vine ca ceva foarte firesc. Acesta este mediul în care trăiau acești oameni, acestea sunt problemele cu care se confruntau ei. Aș numi poate undeva și umorul amar, care nu neapărat, poate n-ar fi existat în ființa evreiască, dar faptul în sine că trebuiau să trăiască într-un anume loc, fără să poată depăși barierile epocilor și poate că întotdeauna au rămas niște bariere. Și atunci asta nu poate să dea decât o notă de ironie subtilă, dar nu neapărat veselă. Asta am vrut să spun și de fapt asta este părerea mea și despre Shalom Aleichem. Foarte exact. Acum, Ianiv Iscovici, bineînțeles, este un scriitor modern, este un scriitor implicat. Povesteam despre personajul său, care este un fel de simbol al pacifismului în, iată, în războiul Crimeei, care, un război care are rezonanțe două secole mai târziu în conflictul, conflictele de astăzi din acea parte, din acea parte a lumii. Încă oamenii se mai războiesc în acele locuri și el totuși, el însuși, după ce a terminat serviciul militar, a devenit un pacifist militant, dar principala lui unealtă și formă de exprimare rămâne totuși scrisul. Nu vă uitați vorba. Mulțumesc, avem oameni care sunt acum împreună cu noi și aș vrea să mulțumesc domnului Mihai Barcu și să vă transmit întrebarea în cazul în care nu o vedeți. O vedeți? Nu o văd. Sunt foarte bine că altfel creăm microfonul. Da. Exact. Felicitări pentru emisiune. Care este semnificația titlului Fița Măcelarului? Ah, ok. Deci Fanny și Mandy, cele două fete, după cum am spus, sunt amândouă orfane de mamă. Tatăl lor era măcelar. De fapt, este, și aici este o problemă a traducerii, pentru că nu este vorba despre un măcelar. În limba ebraică, termenul folosit este șofet. Deci este vorba despre un măcelar ritual. Nici nu exista altfel de măcelărie în lumea evreiască. Deci termenul de măcelar într-un limbaj neevreiesc nu cuprinde toate nuanțele și semnificațiile acestei profesii. Fanny este fata cea mică, cred că nu greșesc, și ea este foarte șocată la moartea mamei sale, își petrece prima noapte alături de mama sa învelită în lințoliu, o scenă foarte, foarte emoționantă și foarte dură. Mai sunt câteva scene foarte dure în carte, deci amatorii de horror vor avea porția lor, fără să fie extraordinar de șocant totuși. Și ea dorește să învețe meseria tatălui său. Și tatăl său, bineînțeles, nu se pomenea. Toate șohet era, deci măcelar ritual era o meserie care era rezervată bărbaților, din tradiție. Se duce la rabin și întreabă pe rabin, uite, fata mea vrea să fie ucenică. Am voie? Și rabinul își consultă cărțile sfinte și ajunge la concluzia că nu există nicăieri în cărțile sfinte în care să existe vreo frază în care se spună că o femeie nu ar putea să fie șochet. Și permite acest lucru, fata învață, este extraordinar de talentată, dar se întâmplă ceva care nu voi pomeni pentru că este o altă scenă cheie și cariera nu urmează această carieră de măcelar, deci ritual, dar va folosi talentul în alte feluri, în periful mai târziu. Eu vă mulțumesc și știți cât de mult respect
anumite lucruri. Este foarte frumos modul în care se manifestă, să spunem, feminismul ei, cu o mică formă de răzvrătire, mică sau mai mare, pentru epoca respectivă formele de răzvrătire sunt mari, pentru că nu ne putem intercompara noi cele de acum cu cele de atunci. Este foarte, foarte greu să pătrundă. Există alte forme de feminism care ghidează, să spunem, epoca actuală, dar eu pot să, și obișnuiesc să o fac, să mă pun în papucii ei așa cum a gândit ea atunci. Și ca femeie, și ca evreică, și ca, poate puțină, nu aș spune răzvrătire, ci un mod de a lăsa gândirea să meargă pe firul ei logic. Atât. Să-ți lași gândirea să meargă pe firul ei logic și uneori se poate să-ți pui niște întrebări. Nu știu, eu am fost crescută în spiritul ăsta de a respecta tot, absolut tot, și am rămas așa. Dar logica ei este în logica Tikkun Olam, deci să faci lumea din jurul tău mai bună. Îi urmărim firul gândirii, ea gândește ceva de felul ăsta. Nu este drept ca Tzvi Meir, cumnatul meu, să o părăsească să-și părăsească soția, să dispară în lume. Trebuie să-l aduc înapoi sau cel puțin să înțeleg ce s-a întâmplat cu el, ce l-a determinat să facă actul pe care de părăsire pe care l-a făcut. Deci, în acest sens, evoluează gândirea, pentru că în cele din urmă, dacă există o filozofie în carte, filozofia în carte este că credința nu înseamnă obediență. Credința uneori înseamnă înțelegere. Și, în primul rând, înțelegere. Înțelegere, exact. Da, înțelegere. Pentru că uneori ne învârtim, dar ajungem exact în acest loc în care știm că credința înseamnă înțelegere și ea trebuie să pătrundă în noi. Este foarte frumos. Vreau să vă spun că ne urmăresc ascultătoarele și ascultătorii noștri și le mulțumim. Nu știu, acum m-aș opri aici pentru că altfel devoalăm chiar tot din acest roman fantastic. Poate despre să mai spunem câteva cuvinte despre traducere, scriitor și despre traducere, da. Deci, în primul rând, cartea este tradusă splendid, ca traducerea îi aparține Ioanei Petridean, deci apare în colecția Raftul de Nise, care nu mai trebuie să mai spun ce comor include această colecție. Am avut plăcerea să o văd pe doamna Denisa Comănescu și în Israel. A venit cu Amos Oz. Deci atunci când cărțile lui Amos Oz au început să fie publicate în România, dânsa a venit la o întâlnire cu cititorii de limbă română al lui Amos Oz. Bineînțeles, Amos Oz avea și are în Israel un public al cărților sale în ebraică, dar început să aibă și un public de limbă română și atunci dânsa a venit aici și a avut o întâlnire foarte frumoasă și foarte interesantă, Amos Oz, Denisa Comănescu și publicul cititor de limbă română la Tel Aviv. Am o singură nedumerire sau întrebare care, nu știu, o să o ridic totuși, o să o ridic și aici. Pentru că nu este un fenomen izolat și nu este prima dată când se întâmplă. A fost tradusă ediția engleză a cărții și pentru mine este ceva foarte greu de înțeles, pentru că există un public care cred că este la, probabil că din punct de vedere numeric, n-aș putea spune, sunt sute de mii de oameni care înțeleg și ebraică și română. Sunt câteva mii de oameni care înțeleg foarte bine ebraică și română și sunt câteva zeci de oameni care sunt chiar traducători din ebraică în română și invers. Și cred că ar fi meritat această carte și alte cărți care sunt traduse lor, ar fi meritat să fie traduse din originalul în ebraică și nu din versiunea engleză, deși, încă o dată, rezultatul la lectură este complet transparent și scrierea este foarte frumoasă. Româna Ioane Petridean este excepțională. Cred că cartea a trecut, cum ar veni, pragul traducerii fără prea multe trădări, dar
Dar pot, am înțeles, dar spuneți-mi, aș citit-o în ce limbă? Eu am citit-o în română. Eu am citit-o în românește. Am confruntat, pentru că în general citesc în românește mult mai ușor decât în ebraică, încă, dar... Este firesc că e prima școală, probabil. Și este prima școală, dar mă rog, fac parte din categoria celor care, după zeci de ani trăiți în alte părți, știam cândva română 100%, acum știu... 4 limbi în proporție de 80%, dar mă descurc între ele. Am vrut să văd numai amestecul de... am fost curios să văd cum sună amestecul de idiș și ebraică, pentru că ceea ce vedem în ediția românească este un amestec de idiș cu românește, bineînțeles. Ori ei folosesc aceeași limbă pe care o foloseau bunicii mei, asta, ultima generație din familia mea, pe partea moldovenească, pentru că am și o parte maghiară. Partea cealaltă. Deci pe partea moldovenească era aproape exact proporția de amestec între idiș și românește pe care o foloseau și bunicii mei, cu bunicii. Cuvintele acelea speciale, meșigene și clefte și care nu pot fi traduse dar complet. Uneori cotentă de alint. Meșigene uneori cotentă de alint, alteori cotentă de ironie, alteori cotentă de zăduf, deci fiecare bineînțeles, dacă sentimente care veneau în orice caz din suflet și întotdeauna cu umor. Întotdeauna cu acel umor despre care am vorbit, sigur este. De altfel, Iani Viscovici este foarte... publicul românesc se pare că îl îndrăgește. A fost ultima întâlnire la care l-am văzut, cred că a fost Târgul Gaudeamus, în care și-a lansat această carte și a discutat-o împreună cu câțiva dintre criticii și editorii de aici. Este și pe YouTube această întâlnire și celor interesați le recomand să o urmărească. El povestea că foarte mult ca una dintre primele traduceri ale cărții să fie cea în limba română. Și a fost întrebat de ce și atunci a spus pentru că limba română este cea pe care am auzit-o în copilărie în casa părinților. Și pentru mine, totdeauna când am ajuns în România și a fost de câteva ori deja, mi s-a părut deja totul suna familiar. Deci era limba pe care o auzeam vorbită între ei de părinți. Nu am înțeles întotdeauna totul, pretinde el, dar în orice caz m-am simțit ca acasă și am vrut ca această carte să ajungă la publicul cititor de limbă română și iată, a ajuns și cred că rezultatul este decent. Întrebarea dumneavoastră este perfect justificată. Eu cred, așa cu titlu general, n-aș putea spune pentru fiecare, să spunem, fericită întâmplare în parte, dar în general, prin traducere, se poate, spun, nu neapărat, se poate pierde spiritul, nu sensul, poate că nu sensul, sigur, cuvintele nu se traduc mot a mot, dar spiritul în care a fost ea concepută, scrisă. Și s-a întâmplat asta în multe împrejurări, dar acum avem de în față, să înțeleg eu, două traduceri, cea în engleză foarte bună și cea în română de excepție. Bănuiesc că doamna cunoaște și aceste cuvinte, să zicem, idiș, pe care fără îndoială nu le poți folosi decât dacă le-ai învățat sau le știi. Da, zic să ne oprim aici, să facem o mică pauză, nu mă voi opri niciodată din discuțiile minunate pe care le avem, să fim sănătoși cu toții împreună cu cei care ne ascultă și aș vrea să vă las tot pe dumneavoastră sau vreți, dar pentru că el a fost acum în Israel, să vorbiți puțin până când eu pregătesc piesa de final. Să spunem în memoria Topor. Așa îi se spune a Topor. Da? Topor. Vă las puțin până pregătesc finalul. O despărțire care era, mă rog, orice despărțire este inevitabilă
mai devreme sau mai târziu, dar atunci când un mare actor pleacă, desigur, lucrul cel mai potrivit este să-i revedem filmele. În acest caz îi putem auzi și vocea cântând și cred că ceea ce ne pregătiți merge în această direcție. A fost un actor de excepție, a fost un actor care a reprezentat o formă sau forme ale evreității cu toate nuanțele sale. Să nu uităm, l-a jucat și pe Tuvia Lăptaru, dar și pe Salah Shabati, deci nuanțe diferite, foarte diferite ale evreității. Și mai este un aspect al personalității sale, îl voi împărtăși pentru că este cel pe care l-am întâlnit, de fapt l-am cunoscut doar în aceste zile în care este evocată figura lui. În ultimii săi ani de viață, Topol a susținut niște programe extraordinar de importante pentru ajutorarea copiilor bolnavi, copiilor care s-au născut cu probleme de sănătate, cu dificultăți speciale sau care s-au îmbolnăvit în copilărie. A lucrat cu organizații și în special cu una dintre acestea care este situată în Galileea. Era un prieten la acestora, îi vizita foarte des și a contribuit la strângerea de fonduri pentru această organizație care, bineînțeles, își va continua activitatea și după dispariția lui și va eterniza memoria și într-o altă direcție decât cea pe care am cunoscut-o majoritatea dintre noi, o direcție omenească, o direcție care o completează pe cea a imensului său talent artistic pe care îl cunoaște. Suntem, cred, spre sfârșit, deci... Da, sunt aici, suntem spre sfârșit, o să dau un share acum. Eu am aici două programe și din cauza asta mi s-au cam suprapus, dar o să dăm un share. Nu, înainte de a vă mulțumi mult și de a vă aștepta și altă dată cu aceeași bucurie a mea și a celor care ne sunt prieteni și mulțumesc și prietenilor care au fost alături de noi acum. O să punem... Așa. That I can tell you in one word. Tradition! Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to work, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our tradition, every one of us knows who he is and what God expects him to do. Day and night must scramble for a living, feed a wife and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home?
vision. Who must know the way to make a proper home, a quiet home, a kosher home? Who must raise a family and run the home, so Papa's free to read the holy book? She's pretty. And who does Mama teach? To mend and tend and fix, preparing her to marry whoever Papa picks. The daughters, tradition, the Papa, son, the daughters, tradition. And in the circle of our little village, we've always had our special types. For instance, Yenter the matchmaker. For your girl. Remnachum the beggar. And most important of all, our beloved rabbi. Rabbi, may I ask you a question? Certainly, Leibish. Is there a proper blessing for the Tsar? A blessing for the Tsar, of course. May God bless and keep the Tsar far away from us. Others in our village, they make a much bigger circle. We don't bother them, and so far, they don't bother us. And among ourselves, we always get along perfectly well. Of course, there was the time when he sold him a horse and told him it was only 6 years old, when it was really 12. Now, it's all over, and we all live in simple peace and harmony. It was really 12 years old. It was 6. Sper că s-a putut vedea, pentru că la mine sunt așa câteva întreruperi. Vă mulțumesc încă o dată și vă aștept cu drag data viitoare. Pe dumneavoastră vă aștept lunea viitoare la ora 5 cu ceva tot foarte interesant. Fiecare este altceva. Mulțumesc, o după amiază plăcută. Numai bine, la revedere, mulțumesc. La revedere.